Stimați telespectatori, bine ați venit la emisiunea O istorie neinventată. Eu sunt Dumitru Roibu și invitatul meu din această ediție este domnul Sergiu Musteață, doctor în istorie, profesor universitar. Domnul Sergiu, bună ziua! Bine v-am găsit! Abordăm o temă la fel de interesantă pentru societatea noastră, ca și altele pe care le discutăm în cadrul emisiunilor noastre. Este vorba despre muzică. Muzica moldovenească are o istorie destul de interesantă, are o istorie care în culise ascunde foarte multe detalii pe care este destul de bine să le cunoaștem și aș vrea să, să vă las pe dumneavoastră să începeți să ne povestiți ca și telespectatorii noștri să cunoască iată istoria contemporană a Moldovei, muzica din această perioadă, de unde și-a început rădăcinile care sunt personalitățile cele mai marcante care au făcut posibil ca această muzică să evolueze și să crească și să ne dea nouă generații și generații de cântăreți și artiști. Păi eu nu cred că sunt cel mai vizat să vorbim de istoria muzicii, dar bineînțeles că în contextul preocupărilor mele față de istoria recentă am atins și acest domeniu din perspectiva formației noroc, din perspectiva celor care au scris textele pentru această formație de rock din RSS moldovenească, care a fost prima trupă de rock din Uniunea Sovietică, pe atunci se spunea Beatles-ul moldovenesc. Și interesul meu a venit față de acest subiect atunci când am discutat cu Efim Krimerman, care a lucrat la Europa Liberă și în acest context am aflat că el a fost și un textier reușit, a scris peste 200 de texte care au fost Puse pe note muzicale, și multe din ele au, venit, au devenit slagăr a acelor ani, anii 60, 70, 80, iată, în acest context. Dar poporul nostru, în general, este unul muzical și nu suntem o excepție. Zona aceasta, Carpato-Balcanică, este una foarte activă în sensul mu muzical al dansului și noi facem parte din acest areal. Carpato-Balcanic, de aceea și oamenii noștri sunt foarte veseli, știu să danseze, bine știu să cânte. Am avut voci și avem și până în prezent, fie că vorbim de Maria Ciobanu, fie că vorbim de Naforniță care ne reprezintă astăzi, Valentina Naforniță care ne reprezintă astăzi la, la Viena. Deci sunt nume sonore în istoria muzicii care au scos în evidență particularitățile acestui loc, acestui neam și bineînțeles că au uh, prezentat publicului larg uh, aceste emoții ale muzicii care sunt transmise prin notele muzicale, dar și cuvintele. Unele din ele populare, altele din ele scrise uh, de către uh, textieri, uh, scrise de către uh, poeți, scrise de către oameni care au știut cumva să construiască un mesaj către publicul larg, care fiind mai apoi pus pe note muzicale de deci ce reprezentau parte aceasta a, a diferitor stări. Și de aceea m-a interesat Krimerman, ce a scris. Am vorbit despre Europa League. Krimerman este textierul a, formației Noroc. Nu doar al formației Noroc, dar în anii 60-70 a colaborat foarte mult cu ei și a, a avut succese mari. Spre exemplu, a, cântă un artist... Atunci când a fost la Bratislavska Lira, la acest festival de muzică din statele acestea socialiste, când un artist a plăcut atât de mult publicului, a fost tradus în cehă, a, a devenit, a fost în topul uh, muzical al țării, de atunci al uh, Cehoslovaciei, deci timp de. Uh, un an de zile. La fel, trupa norocului cântă un artist și altele deja a ajuns și în topul britanic. Deci, e o filă din istoria muzicii a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești foarte importantă. Sau, de ce plâng chitarele? La fel, o piesă care și astăzi este rămâne acolo. a fi în top, preluată mai târziu de formația Ozon, însă, în anii 60-70, e film Crimerman revenind de la Nisporeni la Chișinău și activând la Filarmonică, a început a scrie versuri pentru artiștii locali, a colaborat cu foarte multă lume, cu foarte mulți compozitori ai vremii de atunci și în acest context fiindcă formația Noroc era o creație sub egida Filarmonicii, a colaborat și cu Mihai Dolgan și cu alții și a pornit de această colaborare care sigur că a fost una de succes. Altceva că la un anumit etapă de timp formația a fost dizolvată. Dar vroiam să de fapt, pentru că am auzit și despre acest moment, el este foarte important ca să fie cunoscut de către cei care ne privesc, dar când spui formația noroc, eu mi-aduc aminte doar câteva nume și două, trei piese. De fapt, este așa și dacă puteți să ne spuneți puțin despre de unde a apărut norocul, cum și-a început activitatea, ca să trecem la Păi, cred că cel mai bine ascultătorii noștri să ia această carte semnată de Mihai Ștefan Poiată, un fel de DJ sau un primul DJ al radio de atunci în RSS Moldovenească. Deci domnul Poiat a făcut emisiuni muzicale multe la Radio Moldova și în același context a colaborat și cu uh, Formația Noroc, dar în ultimii ani a fost rugat să scrie o istorie despre Formația Noroc și această carte care a, a fost editată uh, nu de mult, Rocul, Norocul și Noi, scoate în evidență deci, activitatea Formației Noroc în 66 până în 70. Deci prima etapă a formației noroc, de fapt și cea mai semnificativă, când a fost fondată sub auspiciile filarmonicei și când a activat în toată Uniunea. Deci și domnul Poiat, dar și alții recunosc foarte bine, deci că în anii 69-70 deja vineau scrisori din Ucraina în mod special, lideri de partid de acolo trimiteau scrisori la Chișinău și spuneau că această formație deci este anticomunistă, este o formație care destabilizează modul de viață sovietic și ar trebui interzisă. Cei de la Filarmonică și de la Ministerul Culturii de atunci nu prea au acordat atenție, deoarece formația noroc aducea bani mulți. Deci, Vineau bani mulți la filarmonică, și deci, de fapt asta convenea. A, deci, ei vindeau concertele lor, mergeau prin diferite orașe. Ei concertau concert. în toată Uniunea și banii vineau la filarmonică, Contractele erau cu Filarmonica. Ei nu primeau atât bani decât salariul pe care îl aveau. Dar Filarmonica recepționa aceste sume impresionante de bani și le-a convenit. Până în 1970, când s-a întâmplat ceva, cred că atunci reprezentanții Comitetului Central au spus că ajunge. Și în acest context, bineînțeles că au, au interzis formația Noroc, dar cred că au interzis-o reieșind din faptul că a fost în acea vreme la Chișinău o formație muzicală românească, care a, când a, a avut un concert de fapt și la Chișinău a venit foarte multă lume să asculte, mii de oameni au la Teatru Verde, dacă nu greșesc, au prezentat au concertat și uh, re, uh, regimul de atunci nu i-a convenit uh, această, uh, spre exemplu, uh, deci e vorba de formația mondială, care a concertat la Chișinău, a avut în program mult mai multe concerte, dar după Chișinău doar se duceau în localitățile respective, spun deja uh, fost uh, participanți ai uh, formațiunii mondiale, spuneau că doar ne-am plimbat Uniunea Sovietică și n-am mai cântat, deci nu li s-a permis. După 70, după cum spune și domnul Cazacu din formație, după cum spune și domnul Soruceanu de altfel, îl recunoaște, deci că dacă nu ar, fi fost, nu ar fi venit formația mondială la Chișinău, norocul supraviețuia. Dar atunci cred că liderii locali au observat ce se întâmplă la o formație rock la concert, au văzut, deci, și s-au dat seama că în Ucraina sau în alte părți, în alte orașe unde se duce Formația Noroc, se întâmplă același lucru. Și de aceea au spus că ajunge până aici și s-a dizolvat Formația Noroc. Deși nu cânta chestiuni uh, ieșite din angena... comun, deci piesele lor de atunci erau piese care reprezentau tineretul, care ritmul era un pic altfel, se apropia cu tendința aceasta a beatles mondial și probabil de aceea și-au fost supranumiți Beatles-ul moldovenesc. Deci lumea cânta deci, în voce mii de oameni la concerte și uneori, după cum recunoaște în unele interviuri și Mihai Dolgan, și alții reprezentanți de formație, deci corcentul de o oră jumate, două, ajungea până la 3-4 ore. Deci nu le se permitea să plece de pe scenă. Oamenii deci, cereau la bis. Deci erau la bis și bisul dura mai mult decât concertul în sine. Deci asta, asta, înseamnă foarte mult. Și anul trecut a apărut o altă carte, la fel semnată de Mihai Ștefan Poiată. Este vorba de Mihai Dolgan, De ce plâng gitarele. O carte care reprezintă viața unui om de cultură, de artă, unui muzician care a făcut istorie muzicală, care a făcut să fim cunoscuți în lume. Și această carte, deci eu cred că este un uh, prinos a ceea ce înseamnă uh, formația Noroc, a ceea ce înseamnă familia Dolgan, deoarece toți trei sunt... Uh, membrii familiei. Uh, deci și membrii familiei care au cântat în, în această formație și, în, uh, și mai târziu când s-a reorganizat în contemporanul. care de Dar vrem să deci... ajung aici. Ce a fost această re... un rebranding sau a fost o încercare de a continua activitatea frumoasă a Norocului de fapt? Cred că partea a doua era uh, o intenție de a reabilita norocul, dar fiindcă norocul era interzis, uh, au uh, inventat o nouă uh, titulatură, denumire. o denumire a formației. Însă, dacă ne uităm în repertoriul uh, pieselor pe care le-au interpretat, nu e ceva decât cam, cam tot ce s-a cântat la, uh, la noroc. Uh, uh, la fel și Crimerman, în interviu, dar și uh, foștii membri ai formației spun foarte clar deci că se alcătuiau un repertoriu. Care era aprobat de Consiliul de aici, de la Filarmonică, dar când ajungeau în altă parte, cântau cu totul. cu totul altceva. Deci, cântau pentru public. Deci, nu acele piese care doar le accepta partidul sau dacă cântau în altă parte în limba română, nu prea lumea știa de ce limbă și îi spunea, păi, noi cântăm despre partid. Deci, era, dar ritmul probabil îi interesa mai mult pe, pe tinerii din alte Republici unionare sau orașe de pe atunci. Și contemporanul. A repetat cumva istoria norocului, dar nu în amploarea care a fost atunci în anii 66-70. Însă revenind la Krimerman, contribuția lui eu cred că este, din păcate, puțin cunoscută. El păstra în arhivă, așa, în dosare, nu numai ceea ce a făcut la Europa Libie, dar și piesele lui muzicale. Câte ceva am dat în cartea mea. De curând o să apară un alt articol despre... Uh, Chișinăului Krimerman are câteva piese despre Chișinău. Foarte interesante. Spre exemplu, are un cântec Ultimul tramvai. Da, este așa un cântec Ultimul tramvai din Chișinău, din anii 50. Păi Ultimul tramvai al lui Crimerman este vorba din anii 70, când într-adevăr Ultimul tramvai a fost ultimul, deci rețeaua de tramvai, de comunicare, rețeaua deci, de transport public a tramvailor a fost lichidată și cântecul lui, de fapt, scoate în evidență o realitate. Dar el o leagă și de viața personală. Deci, cu, odată cu plecarea ultimului travai, pleacă și tinereța mea, pleacă și locul în care mi-am întâlnit dragostea mea. Deci, e o piesă foarte interesantă uh, care, de fapt, vine din partea emoțiilor și trăirilor pe care le-a avut autorul acestor uh, versuri sau uh, vrăbioarele din Chișinău. O piesă, la parcă, nevinovată dar seara pe la geam, ciripiesc vrăbioarele, deci mai degrabă când citești versurile date, îți imaginezi că autorul încerca de fapt să descrie realitățile acelor timpuri, a regimului, faptul că se turnau unul pe altul, faptul că ofițerii KGB îi filau și multe alte lucruri care sigur că scot în evidență. Sau de ce plâng Și eu l-am întrebat, dar a fost și un articol atunci în 70 Uh, nu mai știu exact, o jurnalistă de la Moscova a publicat un, ziar, un, articol în ziar, uh, a ce iute de gitară? Uh, deci, despre ce cântă? Și eu l-am întrebat chiar, ce ați avut în Și păi, uh, la Chișinău, pe vremea așa, și și chitarele plângeau. Dar, deci, că răspunsul l-am dat în text. Știu doar felinarele. Adică, noaptea, pe ascuns, deci discutam uh, despre ce se întâmplă, despre realitățile noastre și cred că asta, retrăirile lor, îi făcea să producă piese care păreau la prima vedere nevinovate, dar de fapt scotea în evidență realitățile de, de, de atunci din, din țara noastră. Din, din, Ascultând da. ceea ce dumneavoastră spuneți despre. Eu sunt de acord, pentru că sunt unele momente care nu ar, nu ar fi atât de acceptate, de exemplu, de artiștii noștri de astăzi. Ca să creezi muzică, să faci artă în în condiții în care trebuie să ții cont de punctul de vedere politic al partidului sau, sau viziunea partidului și așa mai departe, dar urmărind ceea ce aici se întâmplă astăzi, de exemplu, mie, îmi este greu să-mi imaginez ca Ministerul Culturii al Moldovei Contemporane, să finanțeze uh, turnee ale unor uh, trupe, să finanțeze turnee ale unor artiști, ca să fie promovată imaginea țării noastre într-atât de mult, precum a făcut-o, de exemplu, Contemporanul sau Noroc. Și nu doar, deci și teatru de operă uh, și balet, care sigur că a avut turnee sau alte, deci uh, formațiuni din uh, RSS moldovenească. Sigur că e partea unei politici culturale pe care statul trebuie să o adopte și să promoveze, promoveze cultura altfel, uh, cum. Și ce știe lumea din afară despre noi, dacă nu prin intermediul culturii și sportului, care la fel trebuie să fie susținute masiv, în felul acesta, să fim cunoscuți în lume și prin aceste. Deci, știm foarte bine că cei mai buni diplomați ai țării sunt sportivi și oamenii de cultură. Da. Din păcate, știm realitățile de astăzi din Republica Moldova, se investește. Prea puțin în cultură și în sport și în educație în general, de aceea și suntem cunoscuți modest la acest capitol în Occident. Eu vă dau doar un alt exemplu colateral. Nici o ambasadă a Republicii Moldova nu are atașat cultural. Punct. Concluziile tragele. Vorbește despre intențiile statului în acest domeniu. Cum ar putea să promățul? Spașă cultural ar trebui să ține de Ministerul Culturii, deoarece o colaborare între aceste două ministerii ar trebui să existe, să fie bugetat, să fie personal uh, selectat profesionist, nu doar să fie un, uh, un loc de concediu pentru cineva din familia cuiva, dar în general, deci ambasada trebuie să fie deci instituția care într-adevăr reprezintă statul, ambasadorul și tot corpul diplomatic trebuie să fie profesioniști care să-și facă meseria. La noi știm foarte bine, pentru unii este refugiu, pentru alții este așa la pensia bine meritată și asta nu e bine. Iar lipsa unui atașat cultural demonstrează cât de mult atenție acordăm noi culturii. Vorbim despre, uh, despre modificarea norocului în contemporanul și vrem să vă întreb de fapt dacă uh, în culisele contemporanului se ascundeau anumite taine despre care nu ar fi vorbit nimeni niciodată. Dacă oamenii care lucrau în contemporanul erau uh, atenționați, știți la ce mă refer, uh, supuși unor uh, reguli uh, în cadrul căror trebuie să scrieze. și dacă asta cumva îi făcea să creeze mai greu, să producă muzică în condiții mai dificile și dacă vorbim personal cu Crimerman, cunoașteți ceva despre asta. Crimerman recunoaște, în primul rând am deschis cartea să vă arăt, deci că el recunoaște, deci că am fost nevoit să scriu și eu despre partid și are chiar un, cântec, mulțumim partidului, l-am prezentat în această carte, deci că așa era regimul, așa, deci ca să supraviețuiești, trebuia cumva să respecti regulile de joc, altfel, deci, dar printre altele, mai strecuram și alte piese. A scris cu uh, pseudonim și anumite piese. Are și un caz, deci, când uh, șeful filarmonicii de atunci sau cineva de la Ministerul Culturii uh, i-a criticat o piesă și a spus: Vezi autorul celălalt, de la el trebuie să te înveți. Dar era, de fapt, piesa lui, scrisă cu pseudonim sau el recunoscând că a fost secretarul Consiliului acesta, deci care aproba repertoriul, spune că am făcut și eu cenzură. Am fost cumva impus, deoarece semna actele. Erau membrii comisii care discutau. Eu procesam și cumva semnam și eu procesul verbal. Plus că fiecare piesă, fiecare deci, repertoriu a unui concert se asculta de o comisie de la Ministerul Culturii împreună cu cei de la Filarmonică înainte de a-i da drumul lumii, de i permite să iasă deci, în scena mare și a merge uh, în diferite orașe ale Uniunii Sovietice, erau ascultați atunci trebuiau cumva să fie convingători, iar repertorul era, după cum am spus, selectat ca să fie aprobat, să fie pusă această semnătură că de acord se acceptă și mai apoi se poate concertie. Deși, după cum recunosc, că unii, când mergeau în alte orașe, mai cântau și alte piese decât cele care erau fixate în repertoriu aprobat. Acum nimeni nu a spus că a fost cumva tras la răspundere, dar erau altfel constrânși. Nu îi se permitea să concerteze. Sau nu îi să dădea cântece. Deoarece, cumva, centralizat se repartizau. Deci piesa asta eu o dăm... Auto, uh. Interpretul da. respectiv. Piesa asta o dăm. Deci, cumva, din bucătăria internă de atunci erau anumite mecanisme de constrângere, spre exemplu, Nicolae Sula, care știm că a interpretat piese populare, dar unele din ele, după cum spune Crimerman, care era prieten foarte bun, au fost interzise și el și la Europa Liberă fiind a făcut o emisiune sau chiar două despre Nicolae Sulac spunea că omul ăsta merită să fie uh, recunoscut om uh, merit și să fie deci într adevăr apreciat după modul în care uh, prestează această uh, activitate în domeniul muzicii. Ce s-a întâmplat mai târziu, dar destul de târziu când, într-adevăr, Nicolae Sulac a primit și titlul respectiv și a fost și recunoscut ca un om de excepție, dar a fost destul de dificil. Și marea majoritate, dacă o să întrebați cum a fost să activez în perioada sovietică, sigur că o să spună prin prisma tinereții lor. Ah, a, a bine. Dar subtilitățile acestea, unii chiar nici nu vor să le amintească, sunt neplăcute și atunci oamenii nu-și amintesc cu plăcere despre ceea ce au avut. I-a presat, i-a forțat, însă se selecta foarte, foarte clar, deci și se înlocuiau cuvintele, din, chiar și în piesele uh, populare. Deci, dacă nu convenea ceva, regimului sau partidului se înlocuiau cuvintele și se filtra. Ceea ce numim noi astăzi cenzură, bineînțeles că se selecta foarte atent ca să nu uh, fie în detrimentul politicii de partid sau să nu fie uh, cumva un mesaj ascuns. Ка ар судміна. Деше нонелі Кнтиі, ярр с справаў на номі месаж. Uh, Nicolae Sulac, de exemplu, că e primul la tractoare și e pe tabla de onoare, de exemplu, să promova acest mesaj despre viață nouă, despre da, da. lucru, despre... Uh, cum am apreciat dumneavoastră, era un lucru bun care să motiveze oamenii de fiecare de la locul său să-și să facă activitatea Și cum... Krimerman a tradus, deci să fie piesele și în română și în, uh, și în limba rusă, și asta cu tractoarele și cu politica partidului și viața luminoasă. Deci ei spuneau foarte clar, deci că eram un obligați să facem și acest gen de muzică și acest conținut de texte, altfel deci nu puteam strecura celelalte, nu puteam promova celelalte piese. Cum n-ai da? Deci dacă revenim la cele vremuri, omul, mai ales omul de la țară fiind implicat în această activitate agricolă, o piesă care îi reprezenta activitatea, probabil ar încuraja. Deci nu putem să neglijăm și acest fapt al emoțiilor și trăirilor omului de la țară sau omului de rând. Deci se regăsea în această piesă, uite, ăsta, tractoristul, se regăsea într-o piesă care îi, îi cântă activitatea lui. Și îl bucura, deci trebuie să analizăm și partea aceasta a emoțiilor pozitive pe care le trăiau oamenii de atunci. Mulți, bineînțeles, că nu mai acordau atenție acestor elemente specifice regimului, deoarece după foamete și deportări, lumea cumva s-a închis în sine. Cei care au supraviețuit au înțeles că este destul de delicat ca să vorbești, să spui ceva împotriva regimului și atunci ai de suferit, te vor ridica și frica asta. E dominată o frică care mai e și astăzi la mulți oameni din zilele noastre, dar cei care au supraviețuit acele timpuri. Nu prea au vorbit cu plăcere, deci nu au vorbit, unii în general nu au vrut să mai vorbească. Reveniți la Baștină după 53 sau mai târziu, în 57, alții și mai târziu, în 60, nu s-au regăsit aici. Deci, deci au trăit niște file foarte delicate. Care și, nu le permite lor să vorbească mai mult? Și decât... Nu că nu le permite, chiar și astăzi, când parcă copiii deja lor, care întrebăm deci în interviurile pe care le facem, părinții spun nu. Deci, și Krimerman, l-am întrebat pe Krimerman o întrebare așa tare interesantă. În 46, zic că era student. 46, 46. Era foame, deci era vizibil. Cum a fost? S-a schimbat imediat la față și a spus că a fost greu. Și am venit de o istorie hazlid și ne-a invitat o colegă de, de grupul la facultate, l-a auzit de naștere și deci mâncam acolo ca scăpați. Deci, deci nu era mare, deci masă, dar oricum, deci, deci și noi, de deci, cei de la Chișinău, chiar dacă chișinăuienii cumva au fost feriți în mare parte de, de, de foame, deci și ei cumva uh, sufereau, simțeau. simțeau și deci. Dar mai mult n-a vrut să vorbească, a spus că a fost greu. Și în cartea lui nu scrie nimic despre aceste etape, despre război, tot în tele, în, interesant, vorbește cum a participat. Deci l-a afectat foarte mult, dar cred că l-a afectat și mai mult perioada de după. Că istoria vieții lui e tare interesantă, deci născut la Bălți migrat la Galați, de la Galați la București, în 40, revine la Chișinău. Deci, parcă, în contextul acesta, deci, invazii sovietice, mulți s-au repatriat în România, deci, dar alți evrei din România au venit în, la, Chișinău. la Chișinău și, după care, spune că și el și tata au fost dezamăgiți. Așteptările lor au fost mai mari. Deci, a trăit într-un apartament mic, univa la Panfilou, spunea el, deci, cu tata și mama și cu familia lui, deci, foarte mic, deși, Veniturile lui la Filarmonică erau destul de impresionante. Eu cred că și plecarea lui 81 e legată de partea aceasta de deci Financiar. financiară, deci luptele interne nu prea se vede din, dar dacă ne uităm după piese și banii care îi primeau, deci nu avea lipsuri însă poate nu atât de mult ca să-și facă casă. însă, după ce a plecat în 81 ca să închei subiectul cu cenzura, și el spune și să, din interviurile celelalte care le-a făcut, a fost o ședință publică prin care l-au condamnat că este trădător, pleacă și el peste hotare și lasă patria sovietică și tot ce a scris el s-a interzis. I s-au retras și inclusiv livretul militar i s-au retras. Toate Absolut. diplomele, medalii, ce am avut el pe atunci, toate... Uh, Onorurile care le-a le avut ca om de, de artă i s-au retras și a fost interzis. Deci, după plecarea lui din 81, practic, piesele lui Krimerman dispar din repertoriul formației, inclusiv formației uh, contemporane, dar care au schimbat câteva cuvinte. Uh, Modificat textul și au dat o Puțin, să... puțin uh, și a spus că este alt autor, deoarece Deceplând chitarele l-au cântat în continuare. Sau cântă un artist, care a devenit o, da, da, un, un, ceva, hit. un hit și eu cred că ceva. Uh, o rugăciune pentru, uh, pentru artist și pentru cântăreț. Am vrut să vă întreb un subiect uh, destul de necunoscut pentru mulți tineri, pentru că realitățile din perioada sovietică sunt absolut necunoscute pentru noi. Fie că unii au vrut să le uite, fie că alții nu au vrut să le arate. Am văzut în unele poze când muncitorii stau pe deal și acolo vine un tractor sau un, un zilo, o mașină mare și oamenii cântă, sunt muzicanți care cântă în fața lor ceea ce se numea brigadă Brigada perioada respectivă. Dacă puteți puțin să desfaceți subiectul ca tinerii care ne privesc să cunoască mai mult despre uh, și aceste momente mai interesante din acea perioadă. Componenta aceasta de agitație e mult mai mare. Era un departament aparte în cadrul Comitetului Central uh, care uh, viza agitația și propaganda partidului în perioada sovietică pe mai multe căi, în mai multe forme, printre care era și partea aceasta de a implica oamenii de știință, de pe la institute, de pe la uh, universități, erau trimiși cu lecții publice despre rolul partidului, despre viața în comunism sau socialism. Și pe lângă aceștia, bineînțeles, erau formațiile artistice care erau trimise să concerteze. Nu în serele deci, de teatru sau în casele de cultură, care era și asta, dar erau trimiși exact pe câmpul de. de, de pe uh, câmp. a fost câmpul de luptă, dar vorbim de câmpul de, de lucru, care făceau aceste mini-concerte pentru cumva, a stimula, încuraja oamenii și a le acorda o doză de cultură suplimentară. Uh, în mare parte, deci, uh, sigur că mergeau uh, artiștii care cântau muzică populară și muzică uh, așa mai, uh, mai, vie, mai, uh, mai activă, uh, nu e nimic ieșit din comun. Mi îmi pare că a fost o chestie frumoasă. Până acum să-i spui unui tânăr de la noi că la locul de muncă, chiar dacă lucrezi pe câmp, îți va veni și îți va cânta azi, Naida sau Nicolae Sulac, pentru el va fi oarecum șocat. Ei spuneau că erau angajați ai instituții de stat și respectiv executau agenda care exista atunci, unde le se spunea acolo mergeau. Deci ei nu aveau de ales. De aceea, dar spuneau că și plecarea la țară era plăcută pentru ei. Unii spuneau că înapoi vineam și cu miere, și cu piere, și cu, cu de toate, Deci cu omul de la țară, deci îi primea foarte. Sau era, Călduros. Este primitor și ospitalier, deci când înapoi ne împleau pungele cu, cu de toate și erau mulțumiți. Deci, legătura asta era una omenească, firească, și eu nu văd nimic ieșit așa, din, din comun, în ceea ce înseamnă aceste concerte care erau în special în perioada de, de primăvară sau de toamnă când era, sau se semăna, sau atunci când se, cult, se recolta roada. Deci era o chestie obișnuită. Ștefan Petrache este un nume uh, destul de cunoscut. De altfel parte formației. Importat, da, da pentru... Uh, vreau să vă rog să, să dezvoltați acest subiect. Cine este Ștefan Petrache și cine este el pentru dumneavoastră? Uh, cum vedeți rolul lui la dezvoltarea norocului? Uh, importanța sa pentru muzica noastră? Da, un, un, om extraordinar. A cântat pentru noroc, pe s-a separat, a cântat separat, a făcut și o formație. Până la o anumită etapă de timp când a decis să retragă din muzică și să facă altceva, mai este invitat și vine cu plăcere atunci când se organizează concerte sau discuții despre noroc sau despre contemporanul, cum a fost să fie. Pe atunci fiind tânăr spune că a avut mare șansă să, să fie cooptat de Mihai Dolgan, marele noroc, să fie parte a acestei echipe și a făcut datoria uh, cu Brio, uh, dar istoria lui este interesantă, cum a devenit el muzician, cum a învățat el la Chișinău, deci e bine să citiți și că uh, este câte, câteva episoade. Dacă ați putea că... să vă referiți, pentru că m, eu o să am ocazia să citesc cartea respectivă, dar cred că telespectatorii noștri nu. Păi eu îndemn să o cumpere, că adică este în librărie, deci poți să o găsească. Uh, ca oricare membru al uh, formației Noroc, uh, este interesant în felul său, frații Cazacu, dacă luăm deci, spre exemplu, deci chitariști de excepție, cum cântau ei sau cum au transformat chitara bas să fie una, nu doar așa să o audă, dar să fie una cu o prestație, deci fără de care nu-ți poți imagina cum va suna concertul. Deci au fost și inventivi nu numai la aspectul de voce, de a alege piesele, dar și cum de a folosi sunetul fiecărui instrument pe care l-au folosit sau povestesc istoriei de la lor din interiorul activității, cum a fost să aibă prima clapă electronică, deci care era ca ceva dumnezeiesc pe care l-au primit, sau toboșarul care era prestația lui și multe alte lucruri. Deci sunt istorii multe acum, deci cred că nu e cazul și timp avem suficient, dar cel mai bine deci să luați, să citiți că se merită să vedeți din interiorul formațiunii, deci istoria propriu-zisă, dar și viața omului, rolul fiecărui persoane care a participat aici. Sau și același Ion Suruceanu. Puțină lume probabil știe, dar a fost și el parte a norocului, deci cum a cântat și el, ce a cântat în această formație și multe alte contribuții pe care le-au avut oameni pe care mai puțin îi cunoaștem. De altfel, se poate și pe YouTube sunt mai multe filmulețe, și de atunci, dar și mai recente, care reprezintă interviuri sau chiar filmulețe mici despre formația Noroc și contemporanul mai târziu. Sau să reasculte piesele lor, ca să înțeleagă, să pătrundă în, în, în esența conținutului și să aprecieze valoarea activităților, dar și a muzicii de atunci. Când vorbim despre muzică, despre muzicieni, despre compozitori, textieri, deseori oamenii percep ca fiind un, un subiect care și-a avut importanță doar atâta timp cât a fost prezent. Deci, oamenii nu percep, de exemplu, o formație noroc prin prisma continuității sale. Deci vorbim despre noroc atât timp cât norocul există. După ce a încetat să existe norocul, după ce a încetat să existe contemporanul, au fost urmări uh, pentru muzica moldovenească sub aspectul noi artiști, dezvoltarea muzicii, uh, dezvoltarea gusturilor la oameni de a asculta muzică. Păi s-au schimbat realitățile. Uh, în anii 90 s-a făcut încercarea aceasta de a readuce norocul, de a reuni norocul. Au avut câteva concerte, deci nu s-a reușit așa cum a fost, dar timpurile erau altele, tendințele muzică erau altele, pe scenă au început să apară alte personalități, alți oameni mai tineri și astăzi bineînțeles, bineînțeles că este o diversitate largă a ceea ce înseamnă muzica din Republica Moldova, modul în care ea se impune pe arena regională, avem și unii de succes care sunt cunoscuți la nivel mondial, fie dacă vorbim de Dan Balan, Ozonul, în primul rând. Chiar dacă a fost o chestiune de conflict atunci cu Crimerman, când au preluat piesa Te Plâng, Chitarele și au schimbat câteva cuvinte acolo, dar oricum au reînviat re o piesă, au făcut-o. Hit mondial? Au re, da, exact, au readus-o în viață și a, devenit, a redevenit un hit mondial și până în prezent interpretează. Chiar alaltă ieri la Sibiu, în contextul zilelor sau festivalului Săses Tarasilvănean, Arsenie a apărut pe scenă. Deci, nu știam că este la Moscova, plecat de patru ani, fiind la, la Sighișoara fiind, l-am auzit și a cântat din piesele formației Ozon, care și astăzi în lume, și amintesc eu că eu când fac o prezentare vorbind despre Crimerman sau altcineva, pun piesa de ce plâng Sau, mă rog, și dragostea din tei, ca partea ozonului, ca să-și A, ah, deci vii din Moldova. Deci, iată ce ar trebui, deci. Personalități de genul acesta care cumva ne fac cunoscuți în lume. Sau, astăzi, dacă ne uităm, cei mai tineri care încearcă să se impună pe piața muzicii, participând la diferite competiții în alte state, mai des, concerte, festivaluri? Mai da? întâi, deci, la competiții, de deci, voci deosebite, ca să nu mai spun care din ele exact, okay. uh, mai apoi, deci fiind invitați la diferite festivaluri, uh, fie în România, fie în Rusia, fie în, în alte uh, state ale lumii, în felul acesta, sau în Franța, că au ajuns unii de ai noștri care au, au participat. În felul acesta, deci, lumea aude și despre Republica Moldova, și despre uh, oamenii de aici, și despre calitățile lor. În sensul acesta, bineînțeles că ar trebui uh, mai multă atenție celor care, în, prim, în primul rând, că au talent. Uh, mă rog, mai sunt, știm și alte particularități a modului de promovare muzică, cine și cum a, a, ajunge, și, uh, însă cei care sunt, într-adevăr, dotați cu acest talent, trebuie să fie susținuți și promovați uh, în lume, fie la nivel individual, fie la nivel de trupă uh, sau un ansamblu. Deci, eu sunt de acord că uh, doar așa sau uh, am putea fii apreciați mai mult. Deci deoarece și doar așa am putea dizolva stereotipurile care sunt... Despre noi, despre țara despre noastră. Noi, despre despre noi, exact. Da. Mi-ați spus anterior că noi facem parte din, dintr-un șir de popoare, da, geografic vorbind, care uh, sunt predispuse cumva la cântice, la dansări. Spuneți-mi, vă rog, dacă asta ar fi posibil sau nu, fără o școală bună, fără o pregătire uh, profesionistă și dacă în Moldova este dezvoltată cultura de... Uh, de a crea artiști, de a crea oameni de cultură, oameni care se ducă numele țării de parte peste hotare și oameni care se dea mai mult încredere cetățenilor noștri în propria sa țară, identitate, să-i spunem, în plan internațional. Că noi suntem din Moldova pentru că noi avem 1, 2, 3... Investiția în tineri, investiția în talente e o chestiune specifică. Din păcate, deci este în scădere, în continuă scădere, fie că e o problemă de ordin demografic, foarte lume multă e plecată și pleacă în continuare, adică pleacă talentele, pleacă oamenii tineri care ar putea să se formeze aici mai apoi să plece, pleacă, dar în speranța că ei se vor forma acolo și vor purta în continuare și numele și nu vor fugi de identitatea și apartenența lor de la Moldova, din, din, din Moldova. Din Republica Moldova. În Republica mai există școli pe aici colea, a ceea ce înseamnă regie, teatru, muzică, dar părerea mea că este în cădere și uh, ar trebui reorganizat, restructurat, deci reformatat sistemul acesta de pregătire inițială, dar și continuă. Deoarece uh, un artist, indiferent de domeniul pe care îl prestează, trebuie să investească pe tot parcursul vieții lui. Fiecare de noi, de fapt, deci, să, să fim dominați de această uh, de acest moto, învățarea pe tot parcursul vieții, că doar așa putem performa, altfel uh, ne oprim la o anumită etapă și deci nu mai avansăm și degradăm. Uh, de aceea... Eu cred că, mai ales că astăzi e ușor de preluat experiența din afară, o deschidere mai mare. Festivalul de teatru care a fost recent la Chișinău e o dovadă, deci că uh, actorii noștri, managerii de teatru ai noștri încearcă să comunice cu nu doar cu cei de peste Pruța, cu cei de, de, de la răsări, dar încearcă să comunice cu multă lume și de peste ocean. Teatru Geneza Art a avut prezentare în Armenia. În Erevan, sau spre exemplu. Astăzi... Da, asta bucură. Că oamenii sunt inventivi în continuare, nu sunt lăsați sau, sau nu se lasă dominați de această realitate politică sau economică, caută soluții, caută ieșiri în lume, caută resurse financiare și supraviețuiesc, dar în acest fel, deci comunică. Comunică între ei artiștii ca în final să vină cu un produs mult mai bun, mult mai divers pentru publicul larg, partea cealaltă cât de mult public avem noi educat, cultivat, care este predispus să primească aceste nou, noi servicii sau noi produsuri culturale. Deci trebuie să investim și în educația publicului, ca să fie în continuare atrași de teatru, atrași de o expoziție de artă și multe alte, deci să meargă la concert deci pentru a primi plăcerea muzicii pe care o ascultă, nu doar berii pe care o consumă și multe alte lucruri care trebuie luate toate în ansamblu și țin de educație și cultură, care trebuie să devină, deci, priorități strategice ale statului. Și mai este încă o problemă pe care eu o văd din perspectiva mea, managementului, când cei care sunt responsabili de anumite ansambluri, orchestre, trupe nu se gândesc prea mult la cum să-și vândă produsul său cultural, așa cum ne ați spus, peste hotare. Pentru că, de exemplu, muzica noastră ușoară sau dansurile populare moldovenești sunt foarte bine cotate la nivel internațional, însă nu prea sunt persoane care să se preocupe, de exemplu, de promovarea jocului ansamblului joc, ansamblului din Moldova să fie promovat peste hotare. În ultimii doi ani, dacă nu mă înșel o singură călătorie în Israel, și atât. Deci există încă acea mentalitate sau tradiție, prin care tu ești șef undeva, iar tu trebuie să ai concerte planificate de la Ministerul Culturii, care spune că net în luna respectivă ai atâtea concerte acolo și atât. Există lipsă de inițiativă, de interes, de a te promova singur pe tine și de a-ți dezvolta ca un bun ca un stăpân, ceea ce ai. Uh, și sper că aceste lucruri se vor schimba pentru că cetățenii noștri, cei care ne privesc acum, uh, să nu fie duși de val și să creadă că în Moldova nu se produce produs cultural, nu există produs cultural, da? Da, există. Există și el este unul foarte bun. Uh, aș vrea să îmi uh, spuneți pe final de emisiune dacă uh, moldovenii sau cetățenii noștri, uh, fiind iubitori de muzică, uh, se dezvoltă prin asta, dacă muzica cumva contribuie la dezvoltarea tendințelor în societate, dacă asta a avut loc și probabil va avea. Prima parte, în primul rând, ce a spus dumneavoastră, de, de managementul cultural și partea a doua a, a lui care se uită și de aceea cred că suferim și, în primul rând, suferă instituțiile culturale, marketingul cultural. Din păcate, lumea deci, nu s-a adaptat la noile realități de piață, vorbim de piața în general, piața economică, dar și piața culturală. Pentru a fi auzit, văzut și apreciat, trebuie să dezvolți strategii de marketing, trebuie să știi că îți promovezi serviciile culturale. Deci am intrat într-o zonă a competiției economice. Libere, și Cultura da? este parte a economiei, de aceea și managerii culturali trebuie să se adapteze, să se înțeleagă, s-au schimbat vremurile. Deci nu mai ai bugetul stabilit de la uh, guvern și știi foarte bine calendarul, ai banii de acolo și stai bine mersi, ca să ai deci uh, plecări acolo și acolo și acolo, deci pe resurse respective. Nu. Acum, deci, constrângerile bugetare sunt firești în contextul acestei crize economice. Uh, și de aceea, managerii culturali trebuie să fie mai inventivi, mai deschiși spre uh, piața nouă și să-ți construiască aceste politici de marketing. Deci, să analizeze unde ar putea fi acceptați, uh, plătiți și uh, respectiv promovați mai departe. Deci, trebuie să te autopromovezi. Deci, nu mai e ca înainte, deci te-au trimis și știi că ai public, ai bani și deci vii acasă, deci cu. Uh, uh, Satisfacția aceasta că ai concertat, ai primit uh, și partea salarială. Deci, acum trebuie singur să-ți uh, construiești politicile de promovare, trebuie să știi cum să faci și colectare de fonduri, adică să găsești acei sponsori care te susțin, investesc în tine și după, uh, după ani de zile, deci, vin să și acele, deci, beneficii. Uh, e altfel decât a fost înainte și uh, trebuie să ne adaptăm acestor, să înțelegem că nu e vorba de, doar de piața economică de bunuri. Și este vorba de piața economică de servicii. Iar serviciile culturale sunt. Specifice partea, și sunt, foarte specifice. Sunt specifice, fără, fără îndoială. Uh, omul nostru, cumva, uh, e în așteptarea acestor servicii de calitate uh, culturală sau servicii culturale de calitate și așteaptă. Și vedeți foarte bine că atunci când sunt concerte, indiferent deci, de circunstanțele în care ele apar în piețele centrale dintr-un oraș sau altul, publicul vine. Deci, factorul ăsta vreau să spun. Deci, publicul înseamnă că vrea și așteaptă. Altceva că s-a politizat prea mult. Deci, concertele sunt prea politizate. Deci, arta nu trebuie să fie partea politicului, însă, iarăși, aici cred că e partea economică, din cauza că. E... Sunt Resursele condițiile. nu vin decât doar mai, mai, mai mult în contextul acesta, când sunt invitați de un partid sau altul, de aceea și uh, umbra aceasta politică nu face bine, de fapt. Uh, unei culturi arte. de calitate și arte în general. De aceea ar trebui să ne distanțăm. Avem nevoie de susținerea politicului, dar nu și implicarea în ceea ce înseamnă deci, calitatea a ceea ce când, unde când, când când, de câte ori când sau prezinți expoziții. Deci e o chestiune care trebuie reconceptualizată și oamenii de artă să-și mențină verticalitatea și profesionalismul pe care îl au. Domnul Stiață, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Stimați prieteni, vă uh, mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și ne vedem la o nouă emisiune, uh, o istorie neinventată. Eu sunt Dumitru Roibă, vă mulțumesc!